Vă mulțumesc foarte mult. Domnilor și domnilor, este alertă meteo de vreme severă, îngheț, ninsor și chiar viscol la munte. Tocmai de aceea l-am invitat alături de mine pe Silviu Grigore, meteorolog România TV. Și cine putea, Silviu, să ne spună care este situația, mai bine ca tine, ce se întâmplă în țară? Mulțumesc mie, te-am regăsit, Cristina. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Da, se extind ninsorile, să spunem. A debutat iarna și din punct de vedere calendaristic și, într-adevăr, este în vigoare o informare meteorologică până mâine dimineață la ora 10. Interval în care, așa cum ne arată de altfel și distribuția probabilă a precipitațiilor, acestea se vor extinde. De altfel, sunt deja prezente în regiunile vestice, din Maramureș până în Banat, atât ninsori cât și precipitații mixte, lapoviță și ploaie, iar pentru sud-vestul Transilvaniei deja vorbim despre un cod galben de polei, precipitații mixte cu depunere de polei în județul Hunedoara până la ora 11, semn al faptului că pe sol, sau temperatura la nivelul solului este negativă și precipitațiile mixte, ploaie, lapoviță, spre exemplu, cum e acolo, nu determină altceva decât formarea poleiului. Știm, un fenomen extrem de periculos în sezonul rece. În ceea ce privește însă Maramureșul, cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Crișanei și al Moldovei, în orele următoare vor predomina ninsorile pe măsură ce se vor extinde, vor deveni și moderate cantitativ. După amiază spre seară, aici se va depune și strat de zăpadă. Iar în sudul Crișanei, în Banat, în sudul și în centrul Moldovei, am văzut deocamdată în orele următoare, imediat următoare, și în sud-vestul Transilvaniei, precipitații mixte, așadar încă vor mai fi condiții de polei.